Azi, da, ce zile alimentăm? Transumanța este esența neamului românesc. Spuneți dumneavoastră, ce-i transumanța? Și care e scopul transumanței? Scopul transumanței? Adică noi încercăm să trăiască oile cât mai bine. Nu noi. Adică să... Unde trăgeam eu acolo la cotroană, lasă-mă că vin. Era și cam ceas așa, lasă că vin. Într-adevăr, ei au venit noaptea atunci fugând. Asta și atunci noaptea n-am observat că nu iun. Viața văd câinii că se duc în cor. Când m-am dus către câini să văd unde se duc câinii, am luat de măcar mâncat. Acum e întuneric. Abia mai vedem pe aici. Oile nu se așează să-și zică, bă, aici stăm. Nu. Nu, nu, ele... Acum tot mâncă, tot ăsta. Când aprinzi un pic focul, atunci ele știu, bă, cam aici dormim, atunci se așează și ele, să pun și ele la somn. Toate bagajele de pe ei, le luăm și le punem jos, cu joacele, facem focul. Acum a venit momentul aici lângă foc să povestim despre întâmplările cu lupi. Aici mi s-a părut mai interesant și mai frumos să povestim. Cred că ai multe întâmplări de când umbli cu oile și de când ciobănești. Am și cu lupul și cu ursul. Aici... E fric sau ziceam. Mihai, e ora 2:30 noaptea. Ne-a trezit acum un țărai. A, un țărai de ploaie. Ne-a învălit un pic cu prelatele. Ne-a tras prelata pe noi, nu, să nu ne ude cu joacele și să nu ne ude. Nu, cred că ține mai mult dacă ploua până dimineață. Ce frumos. Asta-i capul, asta-i duce pe toți. Asta-i duce. Da, cum? Totuși, dacă voi vă petreceți sărbătorile aici, aveți un mesaj pentru prietenii voștri, pentru români? Da, le urăm un an nou fericit, Crăciun fericit. Sărbători fericite pentru toată lumea, pentru toți românii, pentru toți prietenii noștri care ne cunosc. Oh, oh. Nu, era mai ușor. Acum, din câte văd, tu ai și coborât ceva cu ei. De sage ce am avut pe ei, da. Și nu i-am dat jos, i-am lăsat. Mâncare, haine, ce am avut pe aici? Ha? Ia și bagă în ala, nu spune cum pe bine, așa, fuge așa. Vă ajută foarte mult, măgari, fără ei n-ați face nimic, mai ales pe zonile astea. Păi, n-ai ce să faci, că nu poți să duci atâta mâncare și apă, haine. Pe dealurile astea cine le scoate în spate?
Cam câte kilograme duci un măgar? 50-60. Ui, care duce mai mult? Care mai tare? Păi ia, dar nu poți să lași tot timpul cu el, cum zi la zi, cum duc ăștia. Am înțeles. Da, ca să meargă liniștit 50-60 de kilograme. Da. Și când dați jos de pe ei? Sara? Și dimineața puneți înapoi. Și rămân toată ziua pe ei. Da, da. Puternici trebuie să fie, să poarte toată ziua greutatea asta. Ei duc și mai mult așa, dacă pui o zi și după aia nu mai pui o vreme, dar așa încă să pui toată ziua. Și ce sunt, femele sau măgari? Ce aveți aici? Măgari mai mulți. Nu ai femele. Aveți măgari, să zic, pe care puneți numai mâncare pentru dumneavoastră, mâncare pentru câini sau medicamente? Ca să știți, bă, pe ăla alb am aia. Da, cam să știe care pe care-i pus. Cam așa, la care care boabele la câini, sarea pentru oi. Ăsta-i gata. Ăla, da. Vezi că cură, vezi că cură. Și dacă noaptea plouă, luați jos de pe măgari. Dacă plouă? Da. Ah, da. Ridică, mai sus. Că mă gândesc acum s-a acoperit alimentele direct pe măgari. De asta am spus. Da, da, luăm jos. Mai ridic. Cam care ar fi greutatea maximă care ar putea să ducă un măgar? Să n-aibă probleme așa. Cam aici, cam pe la 60 de kilograme. Ca să meargă mai multe zile repetate. Așa. Bă, acum într-o zi poate pui 80 când vine mâncarea de acasă, primele zile e mai greu. Acum e mai greu, cum e acum e mai greu. Da? Mâine, poi mâine deja cam 50-60 de kilograme. Bă, l-a arătălat. Ia mă, ia acolo. Oricum, greutatea cred că e împărțită egal la toți. Aproximativ. Nu, nu, nu e chiar, nu. Acum nu poți să pui, de exemplu, pe măgăreață pui mai, pe femele pui mai puțin, ăia care... Ăsta e mai slab ca asta, nu poți să pui, da. Nu are puterea lui ăsta. Mai slab că e mai tânăr sau mai bătrân? Ăla e mai tânăr, ăla e mânz, acum am pus prima dată pe el. N-are forța lui ăsta. Sau care e mai bătrân, iară nu poți să pui ca pe... Așa. Nu jocul, să punem pe ăsta. Da. Cam câți ani trăiește un măgar? 30, 40, în funcție, mă, da. Deci, are până aproape de 40 de ani, trebuie să mă. Mult. Și el, în toți anii ăștia, poate să-și facă treaba... Până la 20 și ceva, 30 de ani, mere. Mere. Pui pe ăsta? Și la câte zile mai vini și aduceți de mâncare? Cam la 10 zile alimentăm. Bateriile sunt la astea, cum? Patru baterii. Câinele care merge după măgar sau și după oi? Și după oi. Cățel de întors. Și merge și după măgar și după oi. Nu, el le întoarce. Așa l-ați învățat voi? Da. Latră. Și numai unul aveți? Nu, pe el îl aveți?
Eu da, și mai are, Marin mai are și el unul, care fiecare cu cățelul lui. Ha, fiecare cioban cu cățelul lui. Da, da. Alu Marin mere numai cu el, ăsta mere numai cu mine, nu... A, că voi doi nu stați împreună, unul de o parte și unul de alta. Ba nu, unul stă pe parte, unul pe alta, nu stai, nu, tot timpul împreună. Mai stai și la povești, mai așa, da. Nu stai în continuu, numai la amândoi. Am înțeles. Cum vă găsiți locul de noptat? Păi nu, undeva unde e un loc mai larg, așa, să se vadă și oile de unde stăm noi. Să vedeți orice mișcare. Da, să vedem toate oile, să fie un loc drept unde să poată și ele să se odinească, să doarmă, să nu... Nu, cum e o pantă aici, cum e coasta asta, nu stau nici ele bine. Nu dorm bine. Mai sus, așa, pe un vârf de deal undeva, sau dacă bate vântul într-o groapă undeva, unde să fie mai larg, un loc mai deschis. La locuri mai deschise, nu, mai dormim cu ele, nu chiar pe, în locuri strânte. Să vă ajuta și pe voi, că la locuri mai strâmte mai poate veni lupul, mai păi da, nu, mai vine ursul. Lupul și să fie mai... Nu, să ai și vizibilitate, să vezi așa o țâră oile, că dacă stai cum e acolo jos în părău, aici nu le mai vezi sus. Sau dacă stai aici sus, nu le mai vezi acolo jos. Trebuie să fie un loc mai vizibil. Deci ăsta e un țol. E o pătură din lână, făcută care e țesută foarte bine și nu trece apa prin ea. Poți să stai pe ea, noi o pur mai stau ziua jos, să nu stau pe pământ. Și o pui să stai pe ea. Sau când plouă, o iei pe tine și o iei așa în spate. No, sau când bate vântul sau... Vezi, aici are un fel de solege aici să nu se... Asta și... No, nu te udă, nu... Se nu te udă, se... e din lână de oaie. E din lână și nu trece apa prin ea să... Asta... Chiar dacă plouă mai tărișor, acum dacă plouă, stai mult toată ziua și ploaie tare, tare, torențial, mai treci un pic prin ea, dar... Perelini aveți? Avem și perelini. Dar nu perele folosiți? Bă, le folosim chiar când plouă foarte tare numai sau nu. Dar în rest, ăsta se mai îngreună, dacă se îmbibă apa în el, se mai îngreună și atunci, când e greu până să mai uscă, să mai asta mai luăm și perelina, dar în rest, ținem țolul. E ploaie și e vânt și nu. Mai stai pe el, e bun că și stai pe el. Here you are. Here you are. Câți câini aveți? 10 de toți. Deci amari și 2 cățeli mici. Bine, 9, că aia începătoare, are numai vreo 5 luni, 6. Ce frumos sunt corbi. Nu-s chiar corbi? Nu. Sunt corcituri de... Asia Centrală. Asia. Nu-s corbi. Sunt frate. Cam tot corcituri de Asia Centrală. Și-a ieșit ce trebuie? Sunteți mulțumiți de ceea ce a ieșit? Da, chiar foarte bun. Chiar foarte bun. Bun. În primul rând vă salut, bine v-am găsit și mă bucur că m-ați primit. Spuneți, cum vă cheamă? Pe mine Marin. Pe mine Mihai. Mihai. De unde sunteți? Sunteți Hunedoara. Hunedoara. Voi sunteți în transfumanță acum. Da. De cât timp sunteți în transfumanță? Păi suntem precazi în... 28 septembrie am plecat de acasă. Deci 2 luni jumate. Aici suntem la limită de județ. Hunedoara cu Arad. Aici așa de pe dealurile încolo, județul Arad începe. Aici e un loc cam sălbatic în zona asta. Foarte sălbatic. Cam sălbatic, bine. Și voi mai mergeți acum? În transumat, să vă mai depărtați sau încercați să trageți amul către casă? Păi acum încercăm să ne tragem către casă, adică mai stăm un pic pe loc, pe aici, pe dealurile astea și după aceea ne tragem către casă, că încep oile să fece. Și alegem stărpile și plecăm cu stărpile.
După ce ajungem acasă, nu, alegem care sale groasă de trei să fete rămân acasă și sterpele, plecăm, facem un câr mai mic și plecăm iară cu ele. Alea se fac numai vreo 7-800, mai puțin. Nu mai sunt așa multe. Și unde mergeți cu ele? Tot pe aici, pe dealuri, până cât arăt, tot. Depinde și cum găsim mâncare, cum găsim iară. Așa. Și cine se ocupă de oile cu ei? Rămâne acasă. Acasă e Nicu, care a fost. Proprietarul? Da, proprietarul și mai are oameni și acasă care se mai ocupă, care îl ajută. Ce nume aveți la câi? Aia e Codruța. Ăsta e Ursul. Ăsta e Ursul. Ălălalt negru e Crâncu. Aia Balana. Bujor. Bujor. Mureș. Ăla e Ursulică. Vanessa i-am zis la aia. Ălălalt e Voicu, mai bătrân. Se ocupă corpul lângă voi. De care sunteți cei mai mulțumiți? Cam de toți. De toți. De toți. Cum să alege câinile buni de oi? Sau cum formezi un câine bun de oi? Depinde și din ce rasă vii. Că ce linie. Din linia, din părinți care îți. Că dacă părinții sunt buni, linia e bună de câini, și căței, iasă și căței e bun. Da, și dacă e linia, așa, e dintr-o linie mai slabă, o linie mai așa... Să zic că dacă mama ai umblat toată viața la oi și tata e de la cușcă, eu așa cu... N-are importanță, depinde sângele. N-are importanță. Sângele lui, nervul lui care dacă lui, că... Dacă e iute, dacă e aspru, e aspru. Am înțeles, deci poate să fie și de la, din așa cu pedigree, exact, și să iasă ce trebuie. Poate să fie și ambii părinți câini de curte și dacă e din linie bună, cățelul poate să iasă foarte bun de oi. Și poate să fie din câini de oi care stau orsat toată viața la oi și să iasă un cățel care nu-i bun. Care dacă nu-i din linie bună. Deci contează mult linia. Linia din care provine. Și contează foarte mult, cred că, și ciobanul. Da, și cum îi înveți. Deci voi... Ciobanul, cum îi înveți. Cum îi înveți. Cum că dacă crești, tot îi schimbi... Nu, cum îi înveți de mici, cam așa iasă și căței. Dar câinii sunt a proprietarului sau sunt și a voștri? Ăștia negri a mei și restul a proprietarului. Și ăla din tort, roșu, bă, ăsta. E a meu. Au ieșit frumoși ăștia negri, foarte frumoși. Sunt frumoși, sunt cățelandri, numai acum prin 5-6 februarie, fac un an. Acum le lăsăm să meargă să... la pășuni, nu? Să cine, cum zice noi, să cine, sara asta. Să cineză. Da. Să cineză, da. Să satul. Deci, ele trebuie să umble, îi pun de altul, altul, ne găsesc mâncare bune, să așează, mâncă, să le mută în altă parte. Să mânce cât mai bine, că... Da, și nu e mare din ele acum. Încă calciu din ele. Dacă nu vezi un pic de ele, acum e cam problem. Deci acum trebuie acum să aveți grijă de ele. Sezonul ăsta cel puțin. Da, acum... să le menții cum ar fi. Că dacă noi ele mâncă și miei din ele, el trebuie să mânce mai mult. Pentru că trebuie și pentru ele și pentru miei. Acum se dezvoltă și se dezvoltă miei și... în ele. Care se pregătesc acum e repede de fătat. Deci transumanța de iarnă cam e cea mai importantă. Pentru că ele trebuie să intre bine pe iarnă, da. Bune. Da, da, să fie bune. Să fie bune când intră în iarnă. Deci asta e pe primul loc. De-aia pleci cu ele de acasă, să vezi ele cât mai bine. Să găsești mâncare cât mai bună, să... Te-ți bați pe o parte, le faci cât mai bune, să fie... Pe unde poți, cum poți. Să fie bune pe iarnă. Transumanța este esența neamului românesc. Spuneți dumneavoastră, ce-i transumanța? Transumanța se face cu divizia, făceau bătrâni, am prins câțiva bătrâni cu care am făcut și transumanța. A fost Moș Ștefan fiertat. Cum? Moș Ștefan? Fiertat. A murit la 100 și ceva de ani. Am fost cu el vreo 4 ani. Deci tu ai fost cu Moș Ștefan, care a murit la 100 și ceva de ani, cred că știu. Dar nu a murit că a fost bolnav, a avut ceva accident, cred că. Mă nepoia lui cu remorca ta. Spuneți așa pe înțelesul vostru, ce-i transumanța? Să înțeleagă oamenii. Transumanța e când
pleci așa cu animalele de acasă, pe dealuri, adică sunt căutare de mâncare mai bună, cu soarele pe măgari, cu... Nu stai niciodată într-un loc. Nu stai într-un loc. Adică să mergi cam tot în spălat. Azi ești aici, mâine ești în partea aceea. Bazi dealurile, hotarele. Deci la hotar. Deci se poate numi pur și simplu deplasarea sezonieră a animalilor. Exact. De obicei, zonelor joase iarna și primăvara, vara, zonelor înalte, de munte. Iarna la câmpie, la șese, și iarba mai bună și nu pică zăpadă așa mare și așa. Și vara la munte, unde nu e așa cald. Apă mai bună, apă mai curgătoare, nu știu, apă rece. Și care e scopul transformanței? Scopul transformanței, adică noi încercăm să trăiască oile cât mai bine, nu noi. Adică să oferim un trai cât mai bun animalului. Animal, nu pentru noi. Că pentru voi nu e ușor. Pentru noi nu este ușor. Nu e ușor, mai nu e ușor, dar e plăcut. La cine îi place. Dar încercăm în așa fel iubirea de animale și asta să o transformăm cu plăcere, cu chiar dacă e greu. Am înțeles. Ce frumos. Chiar dacă trăiesc noi puțin mai greu, mai ăsta, dacă ele trăiesc bine, atunci suntem bine și noi. Suntem mulțumiți și noi dacă... No, când vedem că oaia sara-i sătulă, râgâie, asta am găsit mâncare bună aici pe dealuri, atunci e ca și când, nu știu, no, avem o satisfacție așa. Ești tu mulțumit, ești mulțumit de tine, adică, asta. Da, astăzi am saturat atâta animale, că sunt foarte multe și chiar ai o satisfacție așa când găsești mâncarele, saturi și când te duci acasă, no, lumea se uită, ce bă, au venit aia oile destul de bunișoare, no, nu a fost rău. Ai o satisfacție că duci animale faine, adică să fie animalul cum e frumos. Chiar dacă tu ții ca om, dar da, chiar dacă e greu, stăm în ploaie, în frig, în ger, cum atingi. Atunci nu e problemă. Putem să-mi relatați câteva povești din transumanță? Oricum o să discutăm și la foc mai multe, dar așa, care au fost mai grele pentru voi? Cea mai experiență. Grea transumanță pe care am făcut-o eu a fost pe care. Pe Carei? La Satul Mare? Da. Din Hunedoara până acolo? Da. Cum a fost? Spune. La Petrești, acolo. Acolo e bine de oi, de animale. Traie că acolo nu se există. Dar rău de cioban, vânturi, geruri. N-aveai un lev să faci focul. Nu tu foc. Stăteai zi, noapte, ud. N-aveai la ce să te uzi, n-aveai la ce. Și cu câte voi erai? 2200 și vreo 60 am avut atunci. Și acolo la ce mergeați? La tocătură? La tocături. Eram închiriat la unul Moză. Avea el 800 de vaci pe stabulat. La Petrești. Între Oradea și care? La Petrești. Greu a fost. Acolo da. E numai drept și suflă vântul. Și a fost și zăpadă mare. Acolo chiar am dus greu. Dar voi mergeți în transumanță numai în zona asta către nord sau mergeți și în sud? Eu am fost și în sud și... Acolo. Acolo cum a fost? Și acolo e destul de greu. Destul de greu. Dar în sud, zăpada se depune mai... târziu. Da. Cel puțin cu 3 săptămâni mai târziu ca pe aici. Ai avut întâmplări când îți făceai urme la oi cu măgarii? Am avut. O singură dată a trebuit să rup zăpada așa de pe un deal, cum ar fi până de acolo când eu fui de acum. Am mers cu măgarii de două ori, am rupt zăpada și la urmă am înșurat oi. Până le-am băgat acolo într-un părău, niște ferigă, niște ipirini de ăla. Am avut. Întâmplări grele. Da. Transumanța nu e ușoară. Nu e ușoară, dar acolo e
place și o faci cu dragoste. Nu e problemă, dar nu mai ți se pare greu. Pe aici ați mai fost? Nu. Nu. O găsit iarbă bună, oile aici? Aici, da. Da. Aici, în groapa asta, chiar o mâncare bunicică. Se satură bine în seara asta aici. De aici nu mai lucră nimeni pământul. E cam pustiu. Păi, oamenii sunt puțini aici pe satele așa, nu mai prea care mai au câte o văcuță, așa în moțâm pe lângă casă și nu mai are cine să lucre. Tineretul îți plecați pe aici. Nu mai stau tineretul, nu mai zic. Sunt cam pustii dealurile. Cam pustiu pe aici, nu mai zic. Mai venim cu oile pe aici, mai curăță dealurile și mai mâncă iarba, mai prea cresc pinii, că dacă nu, în câțiva ani o să fie pădure toate dealurile așa. Nu pădurește tot, știi. Nu se mai cunoaște. Ați avut jir la oi anul ăsta? Foarte puțin. Ghindă? Dacă era bine. Ghindă deloc. Nu a fost ghindă deloc, anul dar ăsta. Pădure este, dar nu, fructificație nu a fost deloc. Ghindă nu a fost anul. Nimic. Ghindă, dacă erau atunci, era mult mai treabă mai bună. Să facem mai bine după jir? Care e mai bun, jirul sau ghinda? Voi ce ziceți? Amândouă, dar jirul cred că e mai, un pic mai bun. Părerea mea. Amândouă sunt bune, dar nu, cred că jirul e mai bun, e mai uleios, mai gras, mai... Dar păi are să mai aibă să mânce din păsăturate, nu, să... Atâta oaie trebuie pădure ca lumea să... Trebuie multă pădure. Să le bași cu el. Prinde, să sature, să... Și nu numai într-o zi, trebuie să te bași să mânce mai mult timp. Oaia degeaba mânca numai că nu se cunoaște. Oaia cel puțin de la 16 zile în sus, să mănânce 16 zile. Bine, bine de tot. La 16 a zis să cunoaște, dar foarte puțin. Cam de la 20-21 de zile, dacă mănâncă. De la 3 săptămâni, cum ar fi, atunci să începe să vadă mai bine. Și se pune pe ea cam cum trebuie după o lună de zile să mănânce în plin. Atunci, da, se cunoaște oaia că îi merge bine, mănâncă bine. Așa, degeaba mănâncă azi bine și numai 3 zile nu mai mănâncă. Aia, egal cu zile. Deci trebuie să mănânce mai consecutiv 16 zile. Da, să cuștire oaia. Se cunoaște cât de puțin. Cât de cât puțin? Da. Ia uitați, noi stăm aici, oile sunt prăștete. Voi cum vă dați seama dacă cumva e un lup pe aici sau atacă lupul? Uitați, avem câini pe partea aia acolo. A, câinii sunt prăștete. Ia uite cum merg și-o la roată. Deci câinii sunt la locul lor. Nu, câinii latră, dacă sunt ceva, ei sunt și de aici. Dacă vine lupul pe partea aia, el sunt și de aici. Și atunci, da. Latră și no, strigăm, fluierăm. Încă nu. Nu lăsăm să se apropie. Ia cum umblă, ei oricum dau de urmă și merg înainte, da, și dacă ei cumva al mână. Da, ei umblă, caută. Cine dă de urma lui și... Puteți să-mi spuneți cum să facem mai de mult transumanța de la bătrâni? Povești de la bătrâni. Ce greutăți întâmpinau bătrânii? Cum ai spus tu că ai fost la Carei. Deci ți-a fost foarte greu, eu înțeleg ce e acolo, că e numai foarte drept. Suflă vântul, frig, îngheți, nu ai cu ce să-ți faci. Focul. Ce făceau bătrânii? Că totuși, acum pot să zic că avem cât de cât haine, dar mai de mult nu erau nici așa haine, nici încălței bun. Era mult mai greu pentru bătrâni. Era poate de 10 ori mai greu pentru bătrâni. Ei stăteau și în fătat. Fătau, unii mereau la pustă și le fătau pe acolo. Alții vinea, îi scotea, ei mici, pe măgari, nu puteau să meargă, nu, asta era mult mai greu față de acum. Era foarte greu atunci. Și ce făceau cu mine ei? Îi puneau pe măgari. Puneau pe măgari? Care erau mici, care nu puteau să meargă. Și restul îi lua după oi încet, 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 încet. Două, trei zile până se întăreau și după aia, păi, băgau pe jos. Când găsau sticle dimineața, i-a zis asta, mai băgau sau cu o pungă, mai puturau după ei, să îi sperie, să ăsta. Ah, să margă. Da.
Apoi și pe măgar nu poți să pui nu știu câți miei, că dacă fata așa într-o seară... Păi nu, nu, dar sunt miei care sunt mai voioși, chiar dacă-l fac acum, merge încet după mai. Și unul care e din ăla mai... Mai blec, cum e în termen, mai care e mai mare. Ăla mai... nu, blec, trebuie ăla să-l pui pe măgar, că ăla nu merge. Și care e iuche, care e aspru, ăla da, îi dai un pic să sugă și ăla... Un pic să sugă, două, trei ore și mai... merge mai departe, după oaia. Care oaia mamoasă îl cheamă după ea și îl duce oaia sângă. Să ține de turmă. După voi. Să mai întâmplă să mai ptice și de pe măgar. Să mai întâmplă, oho, de câte ori. Mai ales pe dealurile astea, cum umblă într-o parte și în alta. Da. Apoi trebuie să fii atent după ei, că dacă nu... rupe ghisagi, rupe tot de pe ei, pierde tot. Dar uite că el a stat într-un loc, nu s-a dus de aici. Păi când pică, rămâne pe loc, nu mai pleacă. Care-i cu minge, care-i care cu minge, care trage, trage după el, și rupe, rupe pe toate. Care-i prăpădit. Dar voi aveți măgarii voștri de exemplu. Tu ai lucrurile pe anumiți măgari și tu pe alți măgari. Eu de exemplu, da, pe măgarul ăla de acolo cu prelata aia mare, am lucrurile mele. Adică haine, mai pun și alți desaj pe lângă el, eu știu ceva. O pereche de desaj cu bobe la câini sau cu ceva. Da, pe ăla am hainele, am cojocul. Ce am eu, desagii mei. Marin are pe altul, care are și el lucrurile lui, hainele lui. Ce are el, cea lui, cojocul lui, fiecare cu cojocul lui. Săraci și cât de bunis și cât de folositoris în treaba asta. O cal. Că poate un cal nu s-ar descurca așa bine ca un și măgării. Dar un cal nu poate să ducă în spate. O cal. Un cal mai mult decât 50 de kg nu poate să ducă în spate. Păi dar nici nu stă atâtea zile și nu ține, stă... ține măgarul. Măgarul. Și nici nu umblă aici pe coclaurile astea. Nu. E așa, zile astea bine. Mi s-a întâmplat să aveți măgari mâncați de lup sau de urs? Da. Am pățit la munte. Unde la munte? În Reteza. Spune-mi, te rog, relatează-mi, cum s-a întâmplat? Mi-a rămas într-o seară măgarii, cum ar fi, la 600-700 de metri, așa. E unde trăgeam eu acolo la cotroană. Lasă-mă că vin. Era și cam ceas, așa. Lasă că vin. Într-adevăr, ei au venit noaptea atunci, fugând. Asta și... atunci, noaptea, n-am observat că nu iu. Dimineața văd câinii că se duc în cor. Când m-am dus către câini să văd unde se duc câini, am luat de măgar mâncat eu. De? Urs. Urs. Ăla a fost singurul măgar? S-a mai pățit evenimente, așa. La cheile scăriți am omorât eu unul. Un măgar? Da. Am pus bagaj un pic mai mult pe el. Și când era și cojocul, acolo la cheile scăriți e o opțiune foarte, foarte rea. Într-o parte e râpă, prăpastie, în altă parte iară prăpastie. Și pe o parte și pe alta. Eu e numai o singură potecă unde încape câte un singur măgar. Și maxim două oi. Un pic, dacă nu ești atent, poți omori și oile, poți omori și măgarii. Pe. Și ăla când, na, cum am pus eu un pic mai mult pe el, m-a dat într-o colț de stâncă cu ghisagii și l-a aruncat în partea lantă. Și când m-a căzut acolo, nu mai. Și-a rupt picioarele, coloana. M-am dus eu să-l văd, dar nu, n-am mai avut ce face. Deci stă felul de întâmplări. Da, fără să vrei, se întâmplă. Da, deci... și mai încă o dată, mi-a luat vântul unul, la munte. S-a luat vântul un măgar? Da. Hai de mine. Eram
către piatra Iorgovanului, așa îi zicem noi acolo. A venit o... bătea vântul foarte, foarte tare și... eu am dat că să trec cânzul aia piatra Iorgovanului și să trec în munță, în partea aia. Cum a venit vântul, a întors spre lata, cojocul și o las, o dat iară pe niște stânci. Iară l-o... iară mi l-a omorât și pe ala. Tot așa, n-am pățit. Și oi vi s-a întâmplat să fie luate de vânt? Oi n-am pățit, luate de vânt. Dar am prietene, am cunoștință care, na, Doamne feri, la muncele ori mai omorât, ori mai murit, multe ori. Chiar multe, multe. În 99, atunci, când s-a furuit munte, iar atunci la niște prieteni de mei, am luat vreo 1000 și vreo 800 de milioare și vreo 600 de mii de omor într-o singură noapte. Hai de capul meu. Cum? Și muntele ăla am fost eu chiar astă oară, unde s-a întâmplat evenimentul. Și ce-o făcut? Le-o lăsat acolo? Păi, dar le-o luat cum s-o uit, malul de sus, de pe vârf. Le-o luat cu apă, cu crezi, cu pământ, cu ăsta și le-o dus până în barajul Cernii. Câte băiele Herculane. Am înțeles. Era tot barajul ca o săptămână alb de urmă. Cruceau pe barajul, ori băgat ăștia bărcile de ori curățau barajul de... Aia e pagubă mare. Uite, pe dincolo. Cam după 20, așa, de prin 20, după 20 ianuarie încep să cade. Cam câți kilometri faceți într-o transumanță? Așa aproximativ. N-ați calculat. Acum, poate... Bă, de exemplu, acum suntem undeva cam la vreo 70, 75 de kilometri de casă. 80, să spunem, 70-80 de kilometri de casă acum. Cam ruta cu mașina. Pe dealul, nu știu exact, nu, că vezi, dealul urci, cobori, urci, cobori. Mult, cred că e de mai 3 ori mai mult, de 4 ori. Nu-i... mașina vin cam drept. Duci în stânga, în dreapta, mai vite, mai pe dealul urci, mai... Faci un kilometri buni într-o zi, oricum. Mergi pe un deal, urci, cobori. Mergi pe partea de oi, vii pe asta, altă, urci iară. Mergi într-o vale, le bagi la apă, iară, urci, urci pe dealul. La ele, e bine, nici să nu meargă mult, chiar mult, mult într-o zi. Să le forțez cum merg. Când ești acum gros, gestanti. Așa. Că e greu să meargă acum. Trebuie să stai cât mai mult pe loc, să fie mâncare bună, să mănânce. Să mănânce, să se odinească, să dezvolte și mâinile. Altfel, când e oaia purtată mult, înainte să fete, face miei mici. Miei mici. Nu se dezvoltă mielul, așa ea când se odinește, când mănâncă, când ăsta, se dezvoltă mielul în ea. Doarme, atunci și mielul crește. Dacă nu o forțezi la drum, atunci la patat tot miei mici ai, că n-ai cum să ai mielul. Interesant. Acum asta e interesul, să stai cu ele, să mânce ele cât mai bine. Interesul nu să faci mulți kilometri, interesul e să... stai cât mai mult pe loc, să fie mâncare bună. Să mănânci acum cât mai bine și să... asta să dezvolte și mie în el. Asta e interesul acum. Să nu dea înapoi, să nu slăbească, să nu asta. Acum mâncă și mult calciu din ei din ele. Și dacă nu mâncă ele bine, atunci automat mielul mâncă din ea și slăbește și ea. Furaje primesc până înainte să fete? Nu. Deci furaje nu primesc deloc? Absolut. După ce ajungem acasă, cam cu, nu știu, cu o săptămână și ceva, două, înainte să înceapă, adică el încep cam din 20, așa, mai atunci încep, dar grosul e cam din până la 1 februarie. Da, dacă ajungem acasă atunci, până prin 20, atunci primesc bobe, cucurunt, porumb. 10 zile alea care începe gros. Care nu? Până când... nu mai prind boabe, nu mai prind. A care fată mai repede până în 20 sau din până 20, atunci ele poate nu mai prind, nu știu cât, da? După ce fată toate mănâncă porumb și din alea. După ce fată le dăm la toate, nu mai e probleme.
și alea stau pe saivan, au buncăre, scări care au fân și în scări se pune fânul și în buncăre porumbul au în continuu, la discreție, se munce cât vor ele. Nu, stop, că nu se gate porumbul. Nu se gate porumbul de la ele, din buncăre. Și pe ele suc și asta. Și sterpele, dacă nu pică zăpadă, plecăm înapoi cu ele. Plecăm iar înapoi cu ele, adică mielele de anul trecut, notinele, berbecii. Alea nu-s aici. Alea s-a acasă, mielele. Le facem alea, le facem un câr, mielutele, berbecii, oile care fată mai târziu, care n-au ulgeri, din care stârzi. Care stârzi. Berbecii. Alea vin într-un câr și plecăm iar cu ele, tot pe aici pe dealuri. Tot așa, până cât Arad, înapoi. Până, vrem să mai înaintăm un pic aici pe dealul mai înainte, vedem. Unii găsim mâncare mai bună și... Alea, eventual, dacă ninge, le mai ajutăm cu niște baloți de fân sau niște porumb. Pe aici pe dealul, dacă ne prinde zăpada pe aici. Și dacă nu, dacă Dumnezeu să fie an bun și să nu ningă, să descurcă pe aici, prin iar. Și baloțul de fân, cine aduce sau cu ce? Mai cumpărăm câteva. Păi ori mai cumpărăm de pe aici, ori dacă... Da, da, niște par, niște clăi de fân sau nu, care are de vânzare. Și dacă îi să ne aducă de acasă, dacă pune într-o remorcă după un jeep ceva și ne aduce niște baloți de fân. Să avem să le dă. Cât ține zăpada, că acum poate nu ține ea mult, două, trei zile. Dacă e chiar mare, că așa dacă e de un lage mână de pază. Dacă e o țâră de zăpadă, atunci se descurcă ele. Se descurcă, își caută ele. Își caută ele, mai ales terpele ele. Să descurcă. Sunt mai tari, sunt mai altfel, nu... Dar oare mâncarea rece nu le afectează pe oi la miei? Nu. Ce e mai periculos, primele 4 brume, 5, să nu le dai drum. După aia nu mai au drum. Dar de ce primele 4-5 brume? Fac ciroz, adică fac apă. La primele 4-5 brume fac capul în stomac. Sunt mai sensibile alea, mai până se obișnuiesc cu țâră și alea, cu brumele, cu alea. Sunt mai periculoase primele brume. După aia nu mai au treabă, chiar dacă e înghețat toată ziua, nu mai au treabă. Înainte ca să plecați în transhumanță, se numără oile și se însemnează? Doar se numără, nu se însemnează. Doar se numără. Se numără și, da, le boiești, cum zicem noi, le vopsești, le boiești, ca să, Doamne feră, dacă e un cârt mai în apropiere și fuge oaia de la tine la el, s-o vezi, sau de la lui la tine, s-o vezi, să-i o dai la om înapoi, să ăsta, să... De-aia le boiești. Câte pierderi aveți așa într-o transumanță? Cam o să mai întâmplă, să îmbolnăvește, poate vă mai prinde lupul. Agube n-am avut așa, că am avut vreo două numai care o trebuie să le tăiem, nu? Mai ori căzut, mai bolnave și așa, mai bătrâne, mai ăsta, dar mulțumim lui Dumnezeu, n-am avut. În rest, nu. Chiar n-am avut pagube aia, n-am avut pagube. Auzi, Sani, când îți și pagube, dar păi, acum ne-a oferit Dumnezeu și... Anul ăsta chiar, mulțumim lui Dumnezeu, că a fost bine. Sunt zile când stați în același loc? Dacă găsim mâncare bună, da. Adică zile, de exemplu, dacă găsim mâncare, ei poate când stăm 2-3 zile pe loc, dăm jos de pe măgar, dăm și șeile jos, bagajele toate le lăsăm. Mai scuture și măgarii să mai undeva într-un loc, le acoperim și stăm 2-3 zile sau cât e mâncare. Adică nu stăm chiar numai cum ar fi numai în locul ăsta, umblăm pe dealuri așa, dar tot în zona asta, știi, deci nu tragem toată seara, tragem tot în locul ăla de dormit. 2-3 seri. Cam 3 nopți, mai mult de 3 nopți n-am dormit într-un loc, că n-am stat mai mult de atâta, mai mult de atâta pe loc. Și după aia am pus iară pe măgar și am mai plecat mai departe. Am mai înaintat. Și cu lemnile cum vă descurcați? Voi acum seara trebuie să faceți focul. Apoi câte păduri să aici. Și dacă zile ploioase, cum faceți? Facem foc. Nu, deci tot faceți foc. Facem foc și când plouă, nu, căutăm uscături. Le tăiem, le mai rupem.
adunăm și facem un pic de foc. Nu puneți sumăgar, aștii? Nu. Cumva, ceva de genul să ducă măgarii. Nu. Am citit că mai de mult bătrânii așa făceau cumva. Da, dar aia la pustă mult făceau bătrânii. Cum? Nu erau la pustă, adică la câmpie. La câmpie, a, da. Așa. Sincer că dacă ar fi un dezastru sau un război, aș prefera să fiu cu ciobanii, pentru că ei știu să aprindă focul când e vreme urâtă, focul. Ei știu să meargă pe întuneric. Orice. Băi, ajunge și pe întuneric, de când ne pușau cum, și... stăm până să întunică, nu ne tragem cu ele până, da. Până pe întuneric, când e noapte. Și voi știți ce e comestibil, dacă e pe aici, voi știți ce e exact. Bun de mâncat, voi știți exact. Să vă descurcați da, în orice. No, toamna asta a fost bună, a fost și bureți. Ai făcut bureț, a făcut și bureț. Am făcut, am mai cules. Am mai făcut și bureț. Pe aici, chiar dacă pe aici pe dealurile astea, nu. Dar sunt seri când sunteți în mișcare. Mai sunt, dar pe aici cam rar. Nu prea. Nu pornești noaptea, la pustă poți să pornim noaptea? Noaptea? Da, să merge să umblați noaptea. Nu, aici nu. N-am umblat, că aici nu-s locuri de umblat noaptea, dar... Da, la pustă poate. Așa am stat până mai târziu, dar în rest nu, să umblăm noaptea, că n-ai unii pe aici, pe dealurile așa, așa chiar de noapte n-ai unii. Și pe aici nici nu prea poți, că s-a agață. A, trebuie să fii atent, să nu s-a agață. Stinge. Stinge, zrugi. Mi s-a întâmplat să s-agățoi, să rămână. Așa agățat, i-am mai găsit, s-a agață. Acum de rămas, nu știm să ne fi rămas. Oi agățate, da, le-am văzut care au fost agățate. Să sperăm că n-am pierdut niciuna, merg cu toate. Și dacă se pierd oile și n-aveți semn, voi trebuie să le plătiți. Nu. Normal, aia cum te înțelegi, cu stăpânul oilor de la început, da? Depinde cum te înțelegi. Normal așa ar fi, dacă nu dai semn, nu trebuie să plătești oaia. Normal, dacă da, dai semn, nu să mai plătești. Mai de mult așa era. Plăteai oaia dacă nu aveai semn la ea. Puște-mă! Puște-mă! Calul, mă! Acum e întuneric. Abia mai vedem pe aici. Oile nu se așează să zică, bă, aici stăm. Nu. Nu, nu, ele acum tot mâncă, tot ăsta. Când aprinzi un pic focul, atunci ele știu, bă, cam aici dormim, atunci se așează și ele, să pun și ele la somn. Atunci, deci când a prins focul, ele știu că acolo trebuie da, să stai. Da, acolo stau și ele. Atunci știe, bă, în seara asta aici a dormit. Dar până nu văd focul, cam nu, nu știu nici ele unde, exact unde dorm. Până nu văd focul aprins. După ce a prins focul, ele, așa s-au învățat ele. Da. Seara acum, ele nu, tot mâncă în continuare, până a prins focul. După ce a prins focul, mai mâncă un pic în jurul focului și deja încep să curge, să așeze. Nu mai au treabă atunci. Deci noi acum mergem, căutăm un loc așa mai deschis, da. Unde să dormim. Da. Și aducem lemne, aprindem focul, oile deja știu că acolo trebuie să doarmă, mâncă pe lângă foc cât mâncă, se culcă lângă foc, da, noi îi punem, facem mâncare, ce mai avem de făcut pe acolo, dăm jos pe măgari, ca fiecare. O să filmăm fiecare pas, pentru că e destul de interesant. A, o să vedeți și dumneavoastră când aprinde focul, de de ele încep să se așeze, da, nu mai au prea. Deci atunci știu de că... Deci diara așa toate, știu că trebuie să plec, să meargă? Da, le chemam Mihai în partea cealaltă și acum știe că le chemăm să le cam ducem unde... Unde trebuie. Da, unde trebuie să le... Asta. Ele acum seara cam așteaptă să vadă foc, să vadă un pic luminiță, unde se așează și ele. Ele încă sunt, nu știu, sunt așa, cum să zic. Nu știu încotro să iei. Da, ce zice, bă, nu aprinde focul, unde dormim, ce facem, ce ăsta. Ele, săracile, așa s-au învățat.
Dar an de an, an de an, tot la drum cu ele, ele se învață. Deci tot timpul trebuie să stați unul în spate, da, și unul în față. Văd că și tu te mai uiți în spate, vezi dacă nu mai rămas ceva. Obligatoriu că, Doamne fer, rămâne una agățată sau ceva, nu poți să știi. Și-i beznă acum, nu vezi nimica. Acum trebuie să formează ochiul, nu ai treabă. Nu mai trebuie, ți se formează, așa-i? Oh, mi-e mai greu, mi-e cu lanterna, uite cum e acum. Ți-e mai greu că sunt lanterna în ochi. Așa, dacă trebuie să formează ochiul, imediat sare, nu? Nu mai treabă. Ce vă mureș? Ia și câini în spate. Da. Ei stă pe urmă. A, măi, pe partea aia, pe partea asta cam merg. Se împart și mai în față. Nu merg grămadă, niciodată nu stau. Câinii-s buni, sunt foarte buni câini. Acum suntem pe drum. Mergem în locul unde o să campăm și o să stăm cu oile. Noaptea e baza toată în câini. Cum ai câini, e bun. Câinii sunt toți, dar nu sunt prea buni, chiar toți. Ai mai nasol. Noi chiar suntem mulțumiți de ai noștri care îi avem, sunt chiar nu buni, foarte buni. Ne-a oferit Dumnezeu, nu a apucat să-mi iei nimica până acum și chiar ori m-ai lătrat, ori m-ai bătut, așa, dar nu. Probleme de astea n-am avut. Cu... Dar îți dai seama dacă e lup sau urs? Da, după lătrat. Aici nu bate ursul, acum nu. Vara, la munte, acolo mai bate de lângă ăsta. Acolo e mai rău. Acolo e cam adracu și e urs. Acolo mai ai probleme cu el. Nu merg cu mâna goală la locul unde o să dormim. Păi nu trebuie să ne ducem lemne. Că n-avem ce face, ce facem focul. Dacă nu... Trebuie să acum să merem după oricum lemne. Trebuie să mai merem în pădure, așa-i? Păi trebuie să merem acum după lemne, să dăm jos pe măgar, să facem focul. Că aici, un pic mai jos, o să dormim cu ele, că e locul mai bun. Mai așezat, mai... Să văd oile toate, să... Asta. Și focul să rămână toată noaptea? De obicei cam toată noaptea îl ținem. Stau și oile mai bine când văd focul. Și da, și pentru noi și pentru ăsta. E cam bun când merge focul toată noaptea. Aici sunt lemne din belșug pe dealurile așa prin păduri. Da, sunt multe, mai ales ticate. Da, aici e și păcat să nu faci foc noaptea. Numai dacă nu vrei, nu faci. Nu faci foc, că trebuie să faci și de mâncare. Obligatoriu, acum dăm jos de pe măgari. Aici punem, aprindem focul. Unul aprinde focul, unul mere după lemne și tot așa. Fiecare ne împărțim sarcinile. Sarcina să ne fie ușor, ne împărțim la amândoi. Unul facem una, una facem alta și tot așa. Ne ușurăm unul pe altul.